Aina-i mingea, dai la poartă, e hotărât să nu plece de aici fără să marcheze 3 like-uri. Să-l primim cu aplauze puternice pe Vlad Marin! Mamă, de la umor ești nebun? Serios, frumos? Bună seara! Hei! Revinut! Noseros, oameni, că nu, dacă-s din Ardeal, mă înțelege, nu. Începe frumos, Noseros, ca oamenii. Eu sunt Vlad Marin, am 20 de ani, sunt antrenor personal, TikToker în timpul liber, când mă mai plictisesc. TikTok-ul e viața noastră! Excelent! Tot chestia asta cu divertismentul, cu imitatul, cu cum mă strâmb eu acum, a început de mic, din cauza unui singur om, Mihai. Normal. Excelent, mă zic. Eram la țară și tot timpul pe atâta era unul, era în puii mei seara. Era bunic acolo, hai că începe puii mei! Hai că începe puii mei! Mi-ai marcat copilăria de la Bujor, de la... Doamne, făcea zgurat! Și tu pe ala... Vlad Marin a venit la noi la Umor cu un incredibil număr artistic, pentru că nu putem numi umor simplu și e artă ce a făcut băiatul ăla. Și după aia, cu legendarul Robică, măcată și talentul ăla tot să-ți mănâncă, Mihai, să dea noi o sănătate și măicuța Domnului împreună cu el, ca să nu trebuie singură la... Excelent! La? Bravo! La greu, măcată și talentul ăla tău! Gata, te-a cucerit pe tine? N-ai ce să mai... Bun, și ajungem acum la Delia. Știu odată că a ieșit piesa aia, Dale Mihete, știi? Dale Mihete, piesa aia, știi? Și eram la țară, iarăși, că am crescut mai mult la bunici. Eram cu telefonul lângă televizor, eram așa, eram... Hai, hai, și intră piesa, știi? Eu o dau acolo să registreze. Mamă, și se aude din spate bunica. Gavrila! Gavrila fiind bunicul. Ai dat la găini! Ai dat să dai la găini! Deci era bunica acolo. Avem găini? Găini? Era cu pălinca, n-avea nicio treabă, bunica acolo urla. Eu înregistram piesa, era cu telefonul, bunica. Da, da, la găin, bunicul era. Dai tu, dai, da, 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 da. Vlăduț, pe tine te facem invitat special în seara asta, crede-mă. Explică-mi secvența cu bunicul, bunica. Nu am înțeles, aia putea fi o ironie, că ai dat drumul la găini. Sau ai, avem găini, că asculta piesa mea. Am încercat o glumă, că piesa ar fi sunat ca niște găini cu cot codăcin. Cred! Hai, spune și mie povestea, că vreau să mă simt și... Care povestea? Da. A, chel, am uitat să zic, mam. Pe ei doi, nu prima oară când îi văd live, însă pe tine cred că e a treia oară când te văd live. E fain să mergi la concerte la Paraziții. Poți să mergi cu bunica, cu familia, cu oricine, nu te duce cu prietena ta. Nu cred că ți-am prietena? Nu, că nici eu n-am. Dacă e nevoie, eu mai hai să facem ceva cu viețile noastre, că murim. Și na, te prinde vibe-ul la concert și intră piesa aia, toate-s la fel. Și încep și cânti. Toate-s la fel. Și gadgetul ăia acolo, să-l uită și la tine. Da, mă, toate-s la fel. Și bem. Năprasnică, femeie. Se zbătea! Frumos, el nu făcea. Acest băiat nu făcea. Nu dregea, nu interpreta. El se zbătea. Să mergi la concerte la Paraziți, e foarte fain. Dar la Ai Umor e frumos? Aici îmi place, mă simt bine. Că dau din mâine, fac așa, mă simt liber. Vlăduț, când... Ți-a cam plăcut videoul. Noi ne bucurăm. Ia să vedem dacă dă like. Nu uita că poți să te abonezi și la canal, dar și la notificări. Cine râde primul, râde mai bine. Hai, play la următorul! Aici, mă. Aici. Aici. Aici? Aici. Aici.